Bună seara, România! Bună seara, internet! Eu sunt Teo și voi vă uitați la Nimic Nou, ediția cu numărul 20, care de altfel este și vârsta medie la care se ia în ziua de azi bacul. Comentariul săptămânii vine de la Andrei Claudiu Roibu, care ne spune așa: cel mai tare episod de până acum! Semnul exclamării, semnul exclamării, semnul exclamării! Jenant! Unde sunt, bă, haterii de altă dată? Hetereala voastră pentru noi era ca pâinea pentru spirit. Și acum uite la ce s-a ajuns. Ne-am hotărât să vă punem la dispoziție încă un mod în care să ne umpleți frigiderele. Așa că vă prezentăm Hateline Nimic Nou. Nou! Sună acum la numărul de pe ecran și poți să-mi spui chestii precum: ce față am, cât de tare s-a stricat emisiunea și câte glume am ciordit de la Zmenta. O mai țineți minte pe baba aia învârtită de cocalari? Mai învârtește, mai învârtește! E, femeia nu s-a lăsat învinsă de greutățile vieții, ci s-a dus la sală. Voi v-ați întrebat vreodată cum ar arăta serialul Dallas dacă ar fi filmat în Mangalia? Nici noi, evident. Dar primarul Mangaliei din anul 2004 ne-a dat răspunsul. Chemați poliția animalilor. Cineva a pus un cuib de barză pe bigudiuri și apoi l-au cocoțat punarici. Doar oameni pentru semenii din jur, de noi depinde. Domnul de față a intrat în politică doar pentru că seamănă cu cineva. De noi depinde ce va fi. Acum e timp să fim tot împreună, să continuăm ce am început deja. Să fim mereu alături, fie vremea sau vreme bună. Sincer, nu suntem siguri că domnul în vârstă este în viață. Pare manipulat cu scripeți de băiatul ăla din spate. Singurul care-i vesel acolo pe bune e Nea Caise. Nu știe unde e, nu știe ce se întâmplă, dar e frumos, că e cu luminiță. Văzând acest clip, ne dăm seama acum de ce singura utilitate a Mangaliei e că n-ai cum să ajungi în Vama Veche dacă nu treci întâi pe acolo. Sebastian Grapă, un senator care se poate înșogori doar dacă cineva îi siluiește mâna, vrea să impoziteze accesul la site-uri pornografice. Pe mine nu mă deranjează deloc, eu unul sunt dispus să-i dau 24% din ce mi-iese mie. Dar, pe de altă parte, e o scuză foarte proastă care a mers prea departe. Adică e clar că l-a prins nevastă sa pe Pornhub și ăsta a ars-o. Bă, nu, că eu mă documentam pentru o lege, o să vezi tu. Bă, dacă vreodată o să trebuiască să plătim cuiva pentru dreptul de a ne masturba, atunci sigur o să zicem că ne-o luăm la grapă. Apropo de șogori, vești foarte bune pentru toți șogorii noștri, trecuți, actuali și viitori. Nimic Nou are mai multă putere decât credeți. Dovada? Un șogor a ajuns în Parlamentul European. Suntem mândri de tine. Pace ție, frate! La ordinele primăriei Craiova, gardul unui cimitir a fost izolat termic și fonic cu polistiren. Acum nu știu ce se miră lumea, că doar primarul trebuie să aibă grijă de toți cei care l-au votat, nu? Au termoizolat ei morții, dar asta nu încălzește cu nimic. Se pare că dacă sap groapa altuia, ajungi să-i o și finisezi. De când au izolat fonic gardul, în cimitir e o liniște de mormânt. Bă, cât e ceasul? 5:11. Ba nu! E timpul să trecem la lucruri cu adevărat serioase! Cetățeni,
un nou personaj a apărut de nicăieri în mediul online și ne-a invadat feed-ul de Facebook cu citate inspiraționale. Mai coerent decât Mihăiță din Berceni, mai adânc decât perversul de pe Târgu Ocna, mai mândru decât țăranul cu Audi, vorbim bineînțeles despre Tony Poptămaș. Pagina lui de Facebook a crescut atât de repede ca număr de like-uri, încât pentru o vreme am suspectat că Tony Poptămaș, la fel ca Alex Puică, nu e decât o reclamă la un viitor serial Pro TV. Cercetările noastre aprofundate au scos la iveală faptul că Tony Poptămaș nu e un om, ci e de fapt o boală. Simptomele au fost întotdeauna acolo. De fiecare dată când un prieten de-al tău se infectează prin like cu boala Poptămaș, îi apare o erupție purulentă de mesaje pozitive pe wall. Boala Poptămaș afectează nu numai pe cei infectați, ci și persoanele din jur, provocând greață cronică. Poate cel mai grav e că boala îți anihilează din simțuri, mai precis simțul penibilului. Considerând aceste simptome, orice doctor ar putea să dea doar un singur diagnostic. Tony Poptămășita este prima boală transmisibilă de la computer la om! Credeți că asta a fost tot? Ha! Conspirația se adâncește. Acum o săptămână, pagina lui Poptămaș a fost închisă de forțe nebănuite. Sau Facebook. Oricine ar fi fost în spatele proiectului Poptămaș, are acum o listă cu 300.000 cei mai proști utilizatori de internet din România, cărora suntem siguri că în curând cineva le va vinde aer îmbuteliat. Dar ce s-a întâmplat oare cu toți sclavii care munceau pe plantația prietenoasă a lui Poptămaș și acum sunt pe drumuri? Salut! Cred că știți de ce suntem aici, nu? Încercăm să creștem pagina de Facebook Nimic Nou și merg citatele motivaționale. Așa că ne-am gândit să angajăm un om care să scrie pentru noi citate motivaționale. Voi păreți destul de potriviți. Filip, de exemplu, tu ai terminat filosofia, nu? Acum am scris doctoratul. Ok, iartă-mă. Și tu, Lucrețiu, ai lucrat chiar la Poptămaș, nu? Da, la plantația lui Tony. Am înțeles că de curând Facebook a închis pagina lui Poptămaș pentru hate speech, pentru discurs xenofob, rasist. Care-i faza? Ciudați ăștia, nu știu ce s-a întâmplat acolo, habar n-am de unde au scos acuzația asta bizară. Haideți să începem interviu. Primul lucru de care aș vrea să-mi vorbiți este dragostea. Dragostea e un sentiment complex. Stendhal spunea că fiecare om se naște cu capacitate. Nu. Foarte, foarte plictisitor. Nu e ce ne trebuie. Lucrețiu, încearcă tu. Dragostea e un lucru frumos. Așa da. A doua întrebare ar fi, spuneți-mi câte ceva despre prietenie. Prietenia este o relație afectivă trainică ce unește oameni. Nu. Nu merge așa. Sincer, nu merge așa. Nu mă prinde. Lucrețiu? Prietenia e un lucru frumos. Vezi? Așa da. Hai să mai încercăm totuși un lucru. Spuneți-mi ce e fericirea. Schopenhauer zice că fericirea este doar o iluzie. Nu. Noi încercăm să motivăm oamenii, Filip. Nu poți să le spui că fericirea e o iluzie când încerci să-i motivezi. Sunt la muncă oamenii, Filip. Lucrețiu, spune-ne tu. Fericirea e un lucru frumos. Vezi? Pe care nu-l merită ungurii, evrei, țiganii, mexicanii, maneliștii, rapediștii, bicicliștii, bărboșii, musulmanii, femeile la modul general, și bărbații pe care îi cheamă Alin. Adică, serios, te cheamă Alin ca bărbat? Ar putea fi o coincidență. Ar putea fi. Dar what can I do, do, do? În mintea mea ești tu, tu, tu. What can I do, do? Trăziți-vă, oameni buni! Câștigătoarea concursului din ediția trecută, organizat împreună cu Dark Side Inc. Division, este Ioana Ursu, care s-a impus la numărul de like-uri. Dar premiul de popularitate în birourile Nimic Nou merge la Carmen Mocanu. Carmen, îți mulțumim că ai înțeles ce ne doream cu adevărat de la concursul ăsta, așa că ai câștigat din partea noastră o gumă de mestecat cu tatuaj temporar inclus. Mulțumim pentru materialul de grabă! Concursul de săptămână asta e sponsorizat de voi și un pic invers. Ce se întâmplă? Așteptăm să ne trimiteți pe adresa redacției pe care o găsiți în descrierea clipului un premiu. Iar cel mai interesant premiu pe care ni-l trimiteți câștigă 10 secunde de apariție în următorul episod de Nimic Nou, în care puteți să faceți ce vreți voi, absolut orice vă trece prin cap, libertate totală, totul e permis, incredibil, super liber, wow, so much freedom! Oameni buni, eu sunt Teo, voi v-ați uitat la Nimic Nou, episodul 20 și până data viitoare, nu uitați! Iubirea este fericire,
suplaia sentimentelor care udă mlaștina sorții, răsare ghiocelul speranței care își deschide petalele, spre o iubire împărtășită, spre prietenie, care este de fapt solul în care crește viața, frați și surori,